Moldova Youth Forum, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tineretului din Republica Moldova, s-a desfășurat pe 29-30 iunie la Teatrul Național Vasile Alexandrei din Bălți. După edițiile anterioare din Chișinău și Comrat, forumul a adunat peste 300 de tineri din toate regiunile țării, având ca temă centrală împuternicirea tinerilor pentru o implicare mai activă și o guvernare eficientă. De asta, în această ediție a forumului, am pregătit mai multe lucruri speciale și deosebite pentru voi. În primul rând, în cadrul forumului va avea loc simularea referendumului care urmează să se organizeze în luna octombrie 2024. Tinerii au fost încântați de oportunitatea de a fi prezenți la un astfel de eveniment, considerându-l un punct de plecare spre a înțelege cum funcționează o guvernare eficientă și cum pot ei să se implice pentru a crea un viitor mai bun și stabil. Voi participa pentru că, fiind primul an și când am votat, cred că este o misiune importantă, chiar dacă votul nostru este anonim și nimeni nu știe ce am votat, el contează. Ce înseamnă pentru tine aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Înseamnă pace, înseamnă stabilitate, înseamnă siguranță pentru ziua de mâine și înseamnă un viitor prosper pentru tineri. Înseamnă o perspectivă foarte bună de dezvoltare în toate domeniile vieții. Participanții au avut ocazia să discute și să colaboreze cu lideri politici atât din Moldova cât și din străinătate prin diferite ateliere de discuții. Noi îmi pregătim cu colegii mei multe panel foarte interesant, cu speakerul foarte divers pe subiectele foarte diverse și toți sunt foarte interesant pentru tinerii din Moldova, pentru dezvoltării lor și pentru viața lor, credem, da. Și activități, avem un quest, avem un concert în seara și avem un simulare de referendum. Laura Harb, însărcinată cu afaceri a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, a fost prezentă la eveniment și a îndemnat tinerii să facă pași mici, dar corect, pentru a-și transforma visele în realitate. The advice that I would give to young people who want to make a difference in their communities is it's okay to start small. You can start with a very small action. Talking to some people that you know and then build on that and see where that goes. It doesn't have to be a huge activity to make a real difference, but just don't give up. Keep trying to make your dreams a reality. Primul ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a subliniat importanța implicării tinerilor în procesele democratice și guvernamentale ale țării. Moldova Youth Forum este un format foarte bun și un format foarte important pentru ca tinerii să se adune, să discute care este agenda politică a țării, care este agenda politică a lor și cum tinerii se pot implica în toate procesele democratice care sunt necesare Republicii Moldova. Forumul este un eveniment esențial pentru mobilizarea și împuternicirea tinerilor, deschizând drumul unui viitor mai prosper și stabil pentru Republica Moldova.